Iată titlurile acestei ediții. Accident fatal în raionul Anenii Noi. Un șofer de 45 de ani a decedat după ce s-a inversat cu automobilul său într-un lan de porumb. Peste 4 kg de aur au ridicat oamenii legii în Orhei și Chișinău de la persoane și magazine cu ateliere specializate în fabricarea articolelor din aur. Suspecții au pus la cale o schemă de falsificare a brandurilor de bijuterii. Alți 4 indivizi, complicii tânărului de 29 de ani reținut recent pentru trafic de droguri în Chișinău, au ajuns pe mâna oamenilor legii. Care era rolul fiecăruia în schemă, aflați în ediție. 2 minore, una de 14 și alta de 15 ani dispărute anterior de acasă, au fost găsite de oamenii legii și reîntoarse în familie. Accident fatal în raionul Anenii Noi. Un șofer de 45 de ani a decedat după ce s-a inversat cu automobilul său într-un lan de porumb. Totul a avut loc în dimineața de 26 septembrie, în apropierea localității Puhăceni. Potrivit datelor oferite de poliție, șoferul se deplasa cu viteză excesivă, iar la un moment dat nu s-a mai putut isprăvi cu ghidajul. Microbuzul pe care îl conducea a derapat de pe traseu și s-a inversat într-un lan de porumb de la marginea drumului. Din nefericire, bărbatul în vârstă de 45 de ani a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. Cazul este înregistrat și documentat de polițiștii din Anenii Noi pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Peste 4 kg de aur au ridicat oamenii legii în Orhei și Chișinău de la persoane și magazine cu ateliere specializate în fabricarea articolelor din aur, dar și gravarea falsă a brandurilor vestite pe diferite articole. Potrivit oamenilor legii, după ce cumpărau ilegal metale prețioase și pietre scumpe, suspecții contrafăceau denumirea companiilor și modelelor care ar fi fabricat acele articole din aur, pentru ca mai apoi să le pună în vânzare în magazinele din Republică. În cadrul perchezițiilor la cele 3 magazine și la domiciliile altor 2 persoane, oamenii legii au depistat și utilajul de prelucrare a articolelor din aur, precum și de aplicare ilegală a marcajului de stat, ce ar fi urmat să fie aplicat de camera de stat pentru supravegherea mărcii. De asemenea, au fost depistate și ridicate cantități de aur fără marcajul obligatoriu, cantități de articole din aur fără acte de proveniență, articole de aur pe care erau aplicate denumiri de mărci notorii protejate prin lege, precum și un pistol deținut ilegal, dar și informații ale acestora despre activitatea ilicită. Urmărirea penală pe caz continuă cu asigurarea prezumției nevinovăției potrivit legii. Alți 4 indivizi, complicii tânărului de 29 de ani reținut recent pentru trafic de droguri în Chișinău, au ajuns pe mâna oamenilor legii. Potrivit datelor cunoscute la această oră, fiecare avea rolul său în schema infracțională. Astfel, în urma mai multor investigații, a fost reținut un taximetrist din Chișinău în vârstă de 33 de ani, care la comanda unei persoane din regiunea transnistreană a transportat spre capitală o cantitate de 1200 de grame de amfetamine. Valoarea drogurilor depistate este estimată pe Piața Neagră la aproximativ 1 milion de lei. De asemenea, în cadrul aceleiași anchete a fost reținut și un cetățean al Uzbekistanului de 31 de ani cu rol de curier. Acesta distribuia narcoticele în ascunzișuri, iar pe 25 septembrie a fost posibilă reținerea organizatorilor schemei infracționale. Un bărbat de 31 de ani din regiunea transnistreană împreună cu un cetățean al Ucrainei în vârstă de 35 de ani. Ambii suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și urmează a fi cercetați penal pentru activitate ilegală de circulație a drogurilor. În rezultatul perchezițiilor în automobilul cu care aceștia se deplasau au fost ridicate 3 telefoane mobile și 7500 de euro. Obținuți din activitatea infracțională. Amintim că acum câteva zile a fost reținut și un chișinăuian de 29 de ani, fiind suspectat de comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. Acesta avea acasă aproximativ 1 kg de mefedron, 955 de grame de MDMA, aproape 200 de grame de amfetamine, marihuană, 229 de pastile Superman și 60 de grame de pastile cu efect psihotrop, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei. Conform legii, circulația ilegală a drogurilor se pedepsește cu până la 15 ani privare de libertate. Alte percheziții în dosarul schemei de corupție la eliberarea permiselor de conducere la Hâncești. 2 administratori ai școlii auto din Cimișlia sunt bănuiți de colectarea banilor de la absolvenții instituției care urmau a fi examinați la Hâncești,
pentru a-i ajuta să obțină carnete de șofer. Potrivit ofițerilor anticorupție, cei doi convingeau elevii școlii auto că ar putea să convingă examinatorii secției înmatricularea transportului și calificarea conducătorilor auto de la Hâncești să-i favorizeze la probele teoretică și practică a examenului auto. Pentru ajutorul acordat, suspecții pretindeau între 350 și 1000 de euro. Da. Noroc. Azi doi avem. Da, unul de 3 jumate și unul de 3. Da. Eu am mai pus 50 la mine. În dimineața de 26 septembrie, forțele de ordine au percheziționat sediul școlii auto, domiciliile și automobilele bănuiților, de unde au ridicat sume de bani în euro și dolari, dar și în scrisuri de ciornă. Unul dintre administratori a fost reținut pentru 72 de ore, celălalt este cercetat în stare de libertate. Amintim că pe 19 septembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut un angajat al secției Agenției Servicii Publice din Hâncești și doi intermediari, bănuiți că au pus în aplicare un sistem de colectare ilicită a mijloacelor financiare de la candidații pentru obținerea permisului de conducere. Cercetările pe caz continuă. Clipe de groază pentru șoferul și pasagerii unui microbuz. Vehiculul cu care se deplasau a luat foc din mers. Totul a avut loc în seara de 25 septembrie, în jurul orei 21 și 30 de minute, pe traseul dintre localitățile Limbenii Vechi și Petrunea din raionul Glodeni. La fața locului s-au deplasat imediat pompierii pentru a stinge flăcările, dar și un echipaj al poliției care a documentat cazul. Preliminar, potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Glodeni, Svetlana Talpă, microbuzul era condus de un bărbat în vârstă de 47 de ani, care avea și doi pasageri la bord. În timpul deplasării, conducătorul auto a observat un fum dens ce ieșea de sub capot, așa că imediat a oprit vehiculul și a evacuat de urgență pasagerii. În câteva clipe, microbuzul a fost cuprins de flăcări. Pompierii au reușit să domolească focul la scurt timp, însă vehiculul a fost distrus, practic în totalitate. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit în urma incendiului. Cauza exactă de la care au izbucnit flăcările și toate circumstanțele producerii arderii urmează a fi stabilite de specialiști. Două minore, una de 14 și alta în vârstă de 15 ani, dispărute anterior de acasă, au fost găsite de oamenii legii și reîntoarse în familie. În primul caz este vorba despre o fată de 14 ani care locuiește împreună cu familia sa în satul Oxentea din raionul Dubăsari. Copila plecase de acasă pe 2 septembrie, iar din acea zi nimeni nu mai știa unde să o caute. Pe 26 septembrie, la mai bine de 3 săptămâni de la dispariție, copila a fost depistată pe teritoriul raionului Orhei. O altă minoră, în vârstă de 15 ani, originară din localitatea Răscăieți, raionul Ștefan Vode, a fugit de acasă încă în data de 18 august, iar în tot acest timp, părinții nu știau unde se află fiica lor. Din fericire, recent, fata a fost găsită în localitatea Băcioi din municipiul Chișinău. Ambele copile erau în afara oricărui pericol și niciuna dintre ele nu a fost victima vreunui litigiu. Polițiștii urmează să stabilească ce le-ar fi făcut pe fete să fugă de acasă, acțiuni la care de altfel ar fi recurs și anterior. Combustii, traumatisme, intoxicații și electrocutări sunt doar unele tipuri de urgențe la care au intervenit medicii cu ambulanțele timp de o săptămână. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în perioada 18-24 septembrie, echipele de asistență medicală au deservit aproape 13.900 de pacienți. Cele mai multe urgențe au fost legate de probleme cardiovasculare, respiratorii, neurologice și traumatologice. De asemenea, de ajutor au beneficiat și 70 de persoane mușcate de animale sau înțepate de insecte. Totodată s-a intervenit și pentru 27 de pacienți cu combustii și o persoană electrocutată. Totodată au fost înregistrate 51 de solicitări pe motiv de intoxicație, dintre care 20 cu medicamente, 6 cu alcool, alte 6 cu ciuperci și una cu droguri. Mai mult, ambulanțele au intervenit și în urma 59 de accidente rutiere în care au suferit 79 de persoane. După ce au primit ajutor medical la fața locului, 58 de persoane rănite, inclusiv 15 copii, au fost duse la spitalele din apropierea locului accidentului pentru continuarea tratamentului. Incident neobișnuit pe aeroportul internațional Chișinău. Un cetățean străin a fost depistat cu un motor de barcă în bagaj.
Totul a avut loc în data de 26 septembrie. Oamenii legii au supus verificărilor de specialitate valizele pasagerilor cursei Varșovia-Chișinău, iar în una dintre genți au depistat un motor de barcă uzat, nedeclarat organului vamal. Documentat pe caz este un cetățean străin în vârstă de 44 de ani. Bunul a fost ridicat și este pasibil confiscării, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional. În acest context, ofițerii vamali recomandă cetățenilor, pentru a evita unele surprize neplăcute în vamă, să ia cunoștință cu regulile de transport transfrontalier al bunurilor și mărfurilor înainte de a porni la drum. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare pe scurt. Ignoranță fără limite. Doi șoferi grăbiți au fost surprinși cum nu cedează trecerea mai multor mame cu copii mici în cărucioare. Incidentul s-a produs în data de 25 septembrie la intersecția străzilor Eugen Coca și Ion Creangă, iar imaginile au fost surprinse de o cameră de bord și postate pe rețelele sociale. În secvența video se poate observa cum o ambulanță, care avea girofarul pornit, a traversat intersecția, iar imediat după auto speciale, doi șoferi s-au grăbit în drumul lor, ignorând niște mame cu copii care deja se aflau pe trecerea de pietoni. Imaginile au ajuns și în vizorul Inspectoratului Național de Securitate Publică, iar forțele de ordine urmează să identifice și să tragă la răspundere șoferii nedisciplinați. O femeie în vârstă de 60 de ani a fost implicată într-un accident rutier nefericit în data de 26 septembrie în jurul orei 11:45 pe strada Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocan al Capitalei. Autoritățile au fost imediat notificate cu privire la acest incident, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj al secției documentare accidente rutiere din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău. Oamenii legii au constatat că femeia a fost tamponată de un vehicul condus de un bărbat de 32 de ani, în momentul în care traversa strada regulamentar. Din fericire, rănile suferite de victime au fost ușoare, iar aceasta a refuzat asistența medicală. În prezent, o anchetă este în desfășurare pentru a clarifica în detaliu toate circumstanțele acestui incident regretabil. Transporta pasageri, colete, dar și mărfuri nedeclarate. Un șofer de autocar al cursei Italia-Republica Moldova este documentat de ofițerii vamali, după ce în vehiculul pe care îl conducea, oamenii legii au depistat bunuri nedeclarate. Totul a avut loc la postul vamal Leușeni. Ofițerii vamali au decis să supună verificărilor autobuzul ce revenea din Italia, condus de un tânăr de 29 de ani, cu dublă cetățenie, română și a Republicii Moldova. În rezultat, forțele de ordine au depistat în compartimentul marfar al vehiculului, printre bagajele pasagerilor, articole vestimentare în mare parte ciorapi și produse de parfumerie în cantități comerciale, toate nedeclarate organului vamal. Prin urmare, mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar șoferul vehiculului riscă să fie sancționat contravențional. Unul cu motor, altul cu piese auto. Intențiile ilegale ale doi cetățeni moldoveni au fost dejucate de către ofițerii vamali. În primul caz, oamenii legii din punctul vamal Costești au supus verificărilor un vehicul ce se deplasa din România spre Republica Moldova și tracta pe o platformă un automobil. În rezultatul verificărilor, sub capota mașinii tractate a fost depistat un motor parțial dezasamblat, care s-a dovedit că nu aparține acestui automobil. Șoferul ce tracta vehiculul, în vârstă de 29 de ani, a refuzat să explice cum a ajuns motorul acolo și cu ce scop îl transporta. Prin urmare, bunul a fost ridicat și este pasibil confiscării. În cel de-al doilea caz, ofițerii vamali de la Palanca au depistat 180 de kituri de reparație pentru injectoare transportate ilegal din Ucraina de către un șofer de 46 de ani. Și de această dată, marfa nedeclarată a fost ridicată, iar șoferul riscă amendă contravențională în funcție de valoarea lotului. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă!